atmosferă senzațională, electrizantă în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Urmează să evolueze pentru prima dată în această reuniune televizată echipa României. Suntem în semifinale la proba de dublu. Jucăm împotriva puternicei selecționate din Cehia, care în urmă cu 2 ani la Brno a cucerit doar medalia de argint la proba aceasta. Aurul a fost câștigat de Slovacia. Cehi Dotoho este un fel de hop șvit al cehilor. Suporterii veniți din Cehia, cum spuneam, dau culoare acestei atmosfere oricum foarte frumoase de la sala polivalentă din Cluj-Napoca, un edificiu modern, superb, care este o gazdă mai mult decât primitoare pentru o competiție transmisă 12 ore în direct la Look Sport. Să facem cunoștință cu jucătorii celor două echipe. La Cehie vor juca Lucas Rosenberg, numărul 4, Pavel Köp, numărul 13 și Irji Kalus, numărul 8. În timp ce la noi tripleta, pentru că avem și o rezervă, tripleta de dublu, se compune din Tiberiu Ostian de la Victorii Cluj, capitanul echipei, numărul 9. Îl mai avem acolo pe Florin Bozga de la JSF Cluj, numărul 8, care va evolua pe post de ridicător, și Alin Bălan, tot de la JSF, trăgătorul României, numărul 13, Petricu. În prima semifinală, Slovacia a învins Coreea de Sud nu atât de ușor, precum ne-am fi închipuit, cu 2-0 la seturi. 11-9, 11-7, rezultatele parțiale. Tiberiu Ostian participă la tragerea la sorți alături de Ian Banche, care chiar dacă nu este oficial în teren la dublu, este capitanul echipei Cehiei. Ian Banche este unul dintre cei mai valoroși, dacă nu chiar cel mai valoros trăgător din lume. Duelul său cu Brutovski va fi delicios atunci când cei doi se vor întâlni pe teren la triplu. Deocamdată însă semifinală, care începe cu un serviciu în fileu al cehilor. România conduce cu 1-0 după o greșeală a oaspeților. Putem să folosim din vocabularul sportiv termenii de gazde și de oaspeți cu ocazia acestui meci. O scurtă ajunge Bozga, dar nu poate să controleze și să paseze spre Bălan. Pregătesc atacul cu mult calm cehii, care se bazează pe Irji Kalus și pe Pavel Köp în acest debut de set. Irji Kalus a preluat înainte ca mingea să cadă, de aceea pasa lui pentru Pavel Köp a putut fi gestionată cu solul. Regulamentul spune că la dublu jucătorii unei echipe pot, înainte de a trimite mingea peste fileu, să o atingă de 3 ori. Mingea poate să cadă o dată, dar nu neapărat prima dată. Jucătorii pot efectua, de exemplu, două pase, apoi mingea să cadă și să fie trimisă dincolo de fileu. Evident, un jucător nu poate să atingă mingea de două ori consecutiv, precum se întâmplă la simplu. Bozga reușește să trimită această minge. Köp, la fel se întâmplă, lasă mingea să cadă și este un atac afară, o diagonală lungă încercată de Irji Kalus către vincul terenului, cum se spune, adică intersecția liniei de margine cu linia de fund. Scorul este egal 2, nu 3-1. Da, s-a refăcut și pe tabelele de scor care sunt plasate în preajma terenului. Bălan încearcă să servească aproape de linie și îl surprinde destul de în spate acolo pe Irji Kalus, un as care vine la momentul potrivit, un as de moral pentru România. 3-2. Foarte bun server Bălan, a încercat
în partidele disputate de dimineață, să înscrie Ași 4-2, capac al lui Bălan, apoi mingea sare din sol și este urmărită de Bălan, care atinge de două ori mingea și face punct. Este o particularitate a regulamentului, dacă trimiți mingea în terenul advers și apoi ești tot acolo ca să o atingi, este punctul tău, nelăsând adversarul să intervină. 4-3, atacă frumos acum Irji Calus pe lângă capacul lui Bălan. Iată această fază care intră în panoplia marilor momente ale campionatelor mondiale. Bălan, excepțional, vede acolo o fâșie de teren unde putea să împingă mingea și să evite sosirea lui Pavel Kop, care a apărut acolo precum un buldozer, scuzați comparația. 5-3, Pavel Kop ridică pentru Irji Calus, acesta trimite afară. Bălan se întinde cu picioarele sale lungi și îl încurcă pe jucătorul cec. 6-3, ar fi excepțional dacă România ar învinge Cehia. 6-3, timeout solicitat de cehi. Nu trebuie însă în niciun caz să ne culcăm pe ureche, pentru că cehii pot să revină. Foarte bună poziția lui Bălan acolo, care nu i-a lăsat libertate de mișcare atacantului cec, Irji Calus, obligându-l să trimită mingea cu prea multă boltă în afara liniei de margine. Sunt într-o ușoară schimbare de generații, în tranziție. Martin Müller, care a jucat anul trecut, acum 2 ani la Brno, nu se mai află în echipa națională. Slavă Domnului, însă ei au de unde să aleagă, pentru că au un bazin mare de selecție. Practic sunt jucători valoroși la fiecare echipă din Extraliga și nu numai. 6-4, revenim însă la un ecart de 3 puncte după greșeala la serviciu pe care a comis-o Irji Calus. Conducem cu 7-4, parcă nu-mi vine să cred uitându-mă la tabelă. Bălan, este important să ne păstrăm cumpătul, iar băieții noștri să joace la fel cum au făcut-o până acum. Lockout acolo, Bălan a întins piciorul. N-a făcut decât să devieze în afara terenului și cehii revin la 2 puncte. La primire ar trebui să fructificăm acest lucru. Bălan foarte bine acolo din drop, tot el și 8-5. Bălan a văzut poziția inconfortabilă a lui Pavel Kop, care trebuia să evite și atingerea fileului acolo. De aceea a încercat scurta pe tibia lui Pavel Kop, a așezat această minge. Își ia revanșa Pavel Kop, care observă o așezare în scară a jucătorilor noștri, o distanță uriașă între Bozga și Alin Bălan, fructificată de către cehi, care efectuează și o schimbare. Introdus Lucas Rosenberg, unul dintre cei mai buni ridicători din lume, desigur. Lucas Rosenberg este un jucător specializat pe probele de dublu și triplu. Mi se pare mai eficient la dublu, pentru că este jucător de condiție fizică și care poate să preia din alergare foarte bine. Bălan greșește, egalitate la 8. Ce păcat, am avut 3 puncte în plus. Cehii egalează și era obligatoriu pentru Daniel Săsărman, antrenorul principal al echipei noastre, să solicite timeout. Îmbrăcat în training este Florin Purice, fost campion mondial la fotbal tenis, cel care ne face acum cu mâna.
alături de fiii săi, ce imagine frumoasă în spate, soția lui Daniel Săsărman, servesc afară cehii Pavel Kopp, 9-8. Dorin Purice practică fotbal, tenis, nu futnet. El este un jucător multiplu medaliat, însă la fotbal tenis. Alin Bălan servește acum, o face pe linia de fund, foarte bun serviciul. A riscat un pic la limită, în schimb riscul este asumat și de Lucas Rosenberg, care atacă de la distanță, trimite o minge care îl șterge acolo pe trunchi, pe Alin Bălan, egalitate la 9. Așa cum spuneam, la dublu, exercițiul de apărare este foarte dificil de realizat. Bălan prea bine, Bozga ridică și el bine pentru Bălan, care pune scurta. Ajunge masivul Pavel Kopp însă la minge. Și 10-9 pentru România, minge de set. Pavel Kopp a trimis de la mică înălțime, direct în plasă, în piciorul de sprijin al lui Bălan, undeva în zona genunchiului. 10-9, servește pentru set Bălan. Rosenberg, prea, tot el va fi jucătorul de atac. Și afară, mi s-a părut afară această minge. Da, ridică arbitrul asistent, România câștigă. Sau cel puțin așa ar trebui. Deocamdată arbitrii n-au ținut cont de panionul ridicat de către arbitrul asistent. Este 10-10. M-am grăbit, îmi cer scuze, prieteni, dar m-a luat și pe mine valul. Nu pot să fii imparțial atunci când joacă echipa națională a României. Bozga ajunge la fileu, nu este locul lui acolo și, din păcate, plasează mingea cu o ușurință dezarmantă, cu seninătate, în afara terenului. Minge de set pentru Cehia. 11-10. Am avut acel 10-9 care probabil îi presează din punct de vedere psihic pe jucătorii români, AS, cu care încheie setul Pavel Kopp. Aici se face diferența. În momentele critice, echipa cehii a fost mai bună. 12-10, însă este o evoluție dătătoare de speranțe în acest set. Să sperăm că în cel de-al doilea act echipa României va juca măcar la același nivel și, de ce nu, chiar va reuși să câștige setul, pentru că ar fi superb măcar să ajungem în prelungiri, în setul decisiv. Alin Bălan, numărul 13, Florin Bozga, numărul 8. Câteva selecțiuni din primul set. Am în spate o echipă inimoasă și numeroasă care ajută la această transmisiune directă. Eu, hai să zicem că sunt doar vocea care vine în casele dumneavoastră, dar n-ar fi posibil nimic fără eforturile producătorului Rareș Pop și ale echipei cu care lucrăm. Începe setul al doilea cu Lucas Rosenberg, care îngroapă această minge. Pardon, Sorin Rondac este producător, îmi cer scuze și fac rectificarea necesară. Rareș Pop îndeplinește o altă funcție, dar este și el alături de noi, ca și toți din echipă. A început setul al doilea la semifinala de dublu între Cehia și România. Prea bine Bălan, atenuează forța, Bălan în luptă cu Pavel Kopp, mingea vine la noi. Poate fi jucată din nou de același Bălan, un al doilea atac, Rosenberg însă este foarte bine plasat. Și tot el, cu piciorul stâng, sesizează că acolo nu era nimeni. Bozga plasat pe partea cealaltă a terenului. 2-0 pentru cei. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem. Cehia joacă mai bine, joacă altceva. Însă premizele ulterioare acestui campionat mondial, zic eu că sunt interesante, frumoase și pentru România. A ținut moale piciorul la această preluare a Alin Bălan. 3-0, Cehia începe în forță acest set al doilea, pusă cumva în gardă de evoluția ambițioasă, măcar așa o putem cataloga, a dubloului românesc. 4-0, din nou greșeală la serviciu, time-out pe care îl solicită banca noastră tehnică.
am visat frumos în acel set pe care l-am avut la îndemână. A fost 10-9 pentru România. Am pierdut până la urmă 12-10. Bozga trimite pe Rosenberg. Acesta demonstrează că este un jucător foarte, foarte tehnic. O execuție grea cu om care domina fileul, Bălan se plasase bine acolo. Rosenberg însă îl depășește cu o execuție extrem de pretențioasă. 5-0, Pavel Kup servește în colțul terenului, preluarea este direct peste fileu. Rosenberg trage în Bălan, mingea revine, continuă punctul, Kup ridică piciorul mai mult decât o face Bălan, sosit pentru blocaj. 6-0. Schimbă cehii, nu că ar avea neapărat nevoie, dar vor să ofere câteva schimburi și pentru Irji Kalus, cel care a început ca titular, însă evoluția lui n-a fost la fel de bună precum a lui Lucas Rosenberg. Preluare greșită a lui Bozga, este 7-0 și deja cred că nu mai putem conta în partidă, din păcate. Încă o greșeală la preluarea lui Ostian de această dată, cel care a intrat adineauri în locul lui Bozga. 8-0. Nu se va încheia la 0 setul, cu siguranță. Ostian trimite cu capul peste fileu. Pavel Kup, o scurtă, este dublă la Alin Bălan. 9-0. O mică indecizie a arbitrilor, care cred că trebuiau să fluiere mai repede. Bălan a atins mingea, aceasta a căzut și a fost preluată tot de Bălan. Rezultă, deci, două atingeri consecutive. Nu se va termina la 0 pentru că este o regulă nescrisă. Dacă se ajunge la 10-0, atunci jucătorii vor servi intenționat afară. Și da, este 10-0 pentru că nu există o chimie între Ostian și Bălan. Acum va servi afară, cu siguranță, așa se întâmplă, din sportivitate. Irji Kalus trimite o minge intenționat în afara terenului, 10-1. Probabil este ultimul serviciu al disputei. Cehia va trage pentru titlul mondial împotriva Slovaciei într-o finală care va fi de asemenea mâine în transmisiune directă la Lux Sport. Bălan încearcă o scurtă direct din serviciu, exercițiu nereușit, se termină 11-1. Ce distanță este între acest rezultat și cel din prima manșă, 12-10 pentru cehi. Așadar, Cehia, Slovacia, finala probei de dublu, România, Coreea de Sud, finala mică pentru medalia de bronz. Ne pregătim, prieteni, pentru alte două partide care se anunță foarte spectaculoase, anume semifinalele de triplu. Rămâneți alături de noi pentru că transmisiunea Lux Sport de la sala polivalentă din Cluj-Napoca are continuitate.